Primul sondaj din 2014 și-a propus să testeze opinia românilor cu privire la alegerile europarlamentare ce se apropie, dar să confirme și eventualele schimbări în preferințe electoratului cu privire la alegerea președintelui. Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, peste 38% dintre români ar vota propunerile PSD, urmând PNL și PDL, cu aproape 20%. În sondaj urmează UDMR cu 5%, iar surpriza vine din partea PNCCD, formațiune politică ce candidează pe liste proprii și este creditată mai bine ca niciodată, cu aproape 3,5%. PNCCD este un partid care se reconstruiește la ora actuală, un partid care se reconstruiește nu în jurul unei personalități, nu un partid făcut pentru o personalitate, gen Forța Civică, ci un partid făcut pe doctrină, un partid care încearcă să continue principiile lui Corneliu Coposu, principii care merg în primul rând pe moralitate și consider că la ora actuală problema numărul 1 a României este problema moralității. În ce privește alegerile prezidențiale, față de sondajele de la sfârșitul lunii decembrie 2013, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. În continuare, premierul Victor Ponta ar avea prima șansă, urmat de președintele PNL Crin Antonescu, de senatorul Mihai Răzvan Ungureanu și de prim-vicepreședintele PDL Cătălin Predoiu. Prin acela sondaj, peste 52% dintre români sunt de părere că activitatea lui Traian Băsescu a fost una proastă în calitate de președinte, iar peste 35% dintre respondenți cred că activitatea premierului Victor Ponta a fost una bună. În schimb, românii nu au încredere în justiție și în Parlament. Principalele probleme pe care ar trebui să le rezolve societatea noastră țin de criza economică și lipsa locurilor de muncă. Așa sunt de părere aproape 48% dintre români. 23% au identificat ca mare problemă corupția politicienilor și 7,5% creșterea taxelor și impozitelor. Studiul a fost efectuat de grupul de studii sociale 2000 în perioada 10-12 ianuarie. Au fost testate peste 1100 de persoane de peste 18 ani. Studiul are o marjă de eroare de plus minus 3%, iar interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților.